Iulian Herțanu, cumnatul premierului Victor Ponta, oamenii de afaceri Vladimir Ciorbă și Liviu Munteanu, fostul consilier județean Mihail Coman, directorul de producție SECE Hidro Prahova Virgiliu Iuliu Roman și Ilie Drăgan, director la SECE Grossman Engineering Group SRL, toți inculpați în dosarul fraudării fondurilor europene ce ar fi trebuit folosite pentru extinderea canalizării de la Comarnic. Până marți, câțiva dintre ei plasați în arest la domiciliu pe toată durata cercetărilor, alții sub control judiciar. Însă miercuri dimineață s-au reîntors la sediul DNA Ploiești. Procurorii aveau să le comunice o nouă decizie în anchetă. Din arest la domiciliu în control judiciar sau prelungirea măsurii de control judiciar pentru alte 60 de zile. Grazie. Dacă la intrare s-au limitat doar la a saluta jurnaliștii sau nici măcar la ieșire, declarația surprinzătoare a venit din partea lui Mihail Coman, care la data faptelor era angajat în cadrul SECE Hidro Prahova. Și ceea ce s-a întâmplat până acum, mie îmi interesează convingerea că adevărul se află, deci din punct de vedere al acțiunii procurorilor, după părerea mea, este ireproșabilă și oamenii vor să afle adevărul. Și în momentul în care se va afla adevărul, surprizele vor fi mari. Iulian Herțanu, acționar la SECE Grossman Engineering Group SRL, este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, schimbarea nelegală a destinației fondurilor europene și evaziune fiscală. Aceleași acuzații au fost reținute și în cazul oamenilor de afaceri Mihail Marian Coman și Vladimir Răzvan Ciorbă. Tot în același dosar sunt cercetați sub control judiciar Mircea Cosma, președintele suspendat al CJ Prahova și deputații Vlad Cosma și Sebastian Ghiță, cei din urmă fiind acuzați de sprijinirea unui grup infracțional organizat.